Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Despre joburi să vorbim. În loc de sudor, deci sudor am tăiat de pe listă, nu? Complicat. Nu, mă, că nu vrea să facă școală, nu vezi că e leneș. Nu, dar e mult pune... adică e muncă grea, nu e... Trage de... Am crezut că e ca și cum lipești cu... Cu LED-conul. LED-conul, dar un pic mai complicat, nu. Cu e... LED-con mai mare. Da, sunt bani mulți pentru că e greu. Bună bărbat. Ce-au făcut? Bună bărbat. Un job, un alt job. Bună bărbat. Bună. Dar ce bună, bun bărbat. Și bun bărbat ar fi treabă. Și nu înțelegeam ce... Bună bărbat, da. Bună bărbat. Complicat. Nu e complicat. Se ba. Câștigă bine, te distrezi, te joci cu copiii toată ziua. Așa zici, te distrezi, da. Nu te distrezi? N-ai văzut ca, și cum mai avea Tenis de menis. Cățel. Mai vesel. Da. E un caz documentat de colegii de la ziare.com. Ia. E un domn, îl cheamă Ovidiu Vreme, are 22 de ani, locuiește în Cluj, s-a născut în Botoșani, a mai lucrat ca ospătar și ca muncitor de pe șantier. Facultate, are facultate de științe politice la Babeș Bolyai, în Cluj, Napoca, tată. Să vezi ce bune, deci, facultate. Da, șomer, când te înscrii la asta, știi că e clar, trebuie să te faci ceva. Da. Și s-a făcut bună. A început să lucreze ca babysitter. Salariu lunar 6.000 de lei. Program 8 ore de luni până vineri. A? E mult. Cred că are, eu zic că are și bonusuri. Mai ciugulește ceva de pe acolo? Da, cum să nu? Păi are acces în frigiderul familiei, că doar nu veni cu sufertași. Înțelegi? Un avantaj al meu ca babysitter bărbat, zice, este că sunt puternic și gata să înfrunt orice obstacol care ar putea pune în pericol siguranța copilului. Dar în același timp sunt și o fire calmă și prietenoasă. Asta în cazul în care proprietarii cresc și urși în casă sau cum, că nu înțeleg. Ești cu el la plimbare. Ești cu el la plimbare, un tabără lumea. Frate-i nebunit, cum? Un alt avantaj este că mulți copii care stau doar cu mămica acasă și duc dorul unei prezențe masculine în viața lor apreciază compania mea. În condițiile în care tatăl este plecat mereu la lucru, a mai precizat Ovidiu. Cele mai încântate de serviciile sale sunt mamele. Da. Vreți că comentăm asta? Nu. Nu, hai să uităm. Avem o Dua Lipa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.